Bună ziua! Stimați consilieri, onorabile cetățeni! Astăzi este în conformitate cu dispoziția primară, în mare loc ședință ordinară a Consiliului Orașului Spălici. În sală sunt prezenți conducătorii subdiviziunilor primării, turist de la provincia rușenească, domnul Ciban Vasile, și alte persoane. Din 23 consilieri sunt prezenți 22. Ce propunere aveți? Domnul ce președinte? Ce? Rog să onorați grădeurile. Societății cu răspundere limitat, Fetolina. Aveați în comisie. Enunțul proiectului de decizie. Sună privire la retragerea comisiei de timp. Noi specificăm autorizația funcționare și SRL Fetolina. SRL la barul lui trebuie. La barul lui, dar solicit persoana juridică, societatea cu răspundere limitat, Fetolina. Și în enunț proiectul așa și specifică. Avizul la discreție Consiliului Orășenii. Gospodării Comunală Construcție și Urbanism. La proiectul decizii 2 au dat pentru, 2 împotrivă, 2 s-au obținut. Și ați luat tot la decreție de la... S-a primit aviz negativ. Negativ? Așa se primește. La comisia ei cu ordine public și drept s-au votat 3 s-au obținut, adică 3 prezenți, 3 s-au obținut. Să vă interesați. Nu, nu, ce-i altceva. E negativ. Mă departe, și comisia în concret? Gata? Poate, da? Ce păreți? După ce am ascultat, dar de președință. Ok. Eu am întrebat la domnul jurist, cum se numește. Lobile care sunt aduse aici în demers, de partea opusă, poliția noastră. Slujesc ca bază pentru retragerea licenței de autorizație. Slujesc ca bază de retragerea licenței. Nu pot să aici prezint șeful poliției municipale. Și atunci am solicitat fiecare casă, nu erau enumerate și cazurile concrete care au avut loc. Lasă că să vedem, au avut loc în un bar cu susținerea domnului Orășanu sau nu are legătură cu activitatea barului. Până în ziua de azi nu am mai prezentat nicio informație asupra lui. Am citit atent de mergeți care au făcut aici jos, către primar, și în cazul ăsta este o
un demers declarativ. Altceva nu poți spui nimic. În bază la acest demers nu poți fi hotărât întrebare. Asta e poziția care o văd eu la moment. Eu văd că și proiectul decizii este semnat de juristul primăriei domnul Bărlibă, domnul așa ascultat domnul Bărlibă. Tot asta întrebare, domnul Bărlibă. În privința bazei, nu normative, bazei, să spunem așa, de juridici. Bazei juridici prin care se dovedește faptul ăsta, eu pot să vă spun un altfel. Ce știm de regulament și prevede regulamentul nostru de eliberare și eliberarea autorizațiilor de funcționare și a autorităților comerciale și de prestare serviciilor sociale, spune expres Consiliul, respectiv, acordă acest drept de funcționare în regim non-stop și, respectiv, are dreptul să-l retragă. Însă modalitatea nu este prevăzută ca la, de exemplu, la stoparea în regime sau suspendarea activității, unde este adusă un șir de acte, un șir de manifestări ale proprietarului sau activității din bază de putere. În problema dată, ce ține de regimul non-stop, părerea mea, că Consiliul este în drept să despui prevența asta, să-l retragă și să-l dea. Respectiv, a permite de a comercializa non-stop acolo și a avea activitatea comercială non-stop, se dă cu avizul Consiliului Urbanistic, care este și enumerat acolo și spălat în urbanism. Respectiv, scoaterea regimului acesta non-stop e la discreția Consiliului și nu mai este prevăzut în regulament. E la discreția Consiliului. Așa că, ca și în articolul 14 avea punctul de legea administrației publice locale, Consiliul este în drept să despuie și hotărască în toate întrebările de interes local în orașul Plănești. Altă propunere aveți, domnul consilier? Nu? Atunci întrebarea o pun la vot. Cine e pentru ca copiile? Poftim? Ne ascultăm, poate poliția ascultă în vârstă. Poftim, propuneți, eu v-am spus. Ce propunere? Poftim. Aveți propunere, poftim. El are dreptul la vot. Pus întrebarea domnului că să ne referim anume la toate cazurile care au fost înregistrate în barul Fedolina, Serenie Fedolina, fabrica de zahăr, adică și orașul. În perioada jumătate de an, să mă refer la perioada care servesc anume eu, teritoriul dat, unde se află barul Fedolina, partea din cartierul Victoriei. În perioada jumătate de an, în preajma barului dat, Fedolina, pe timp de noapte, anume a fost înregistrată o infracțiune, o tâlhărie, unde trei persoane au făcut un atac asupra altei persoane și la fel a fost înregistrat în jurul a 20 de înștiințe telefon și faptul care a fost anume săvârșit în localul barului Fedolina și în adiacentul lui, adică la distanță 2-3 metri de acest bar, care a fost înregistrat timp de noapte, comis timp de noapte, între orele 22-24 dimineața. Și anume, pe toate cazurile astea au fost în documente procese verbale cu privire la hulganism, cuvinte incenzurate, bătăi și pe restul au fost perfectate încheieri, deoarece părțile au fost împăcarea părților, s-a prevăzut și a fost retragerea plângilor. Însă toate aceste cazuri au avut loc anume în incinta acestui bar și în preajma lui, la distanță de 2-3 metri de la bar. La fel și infracțiunea care a fost înregistrată, tâlhărie, adică au fost la distanța de 3 metri în parchet la bar și au fost toate persoanele care s-au aflat în instituția dată de agrement timp de noapte. La fel, mă voi referi la Fedolina, care este situată la fabrica de zahăr, în perioada de jumătate de an. La fel, câte persoanele care s-au aflat timp de noapte în acest bar, s-au săvârșit două infracțiuni, adică una comitere de leziuni corporale, medii și un furt, care este prevăzut de legea penală a Republicii Moldova. Asta. Sunt întrebări către toți. Aveți întrebări. Sunt reprezentantul Serenei Fedolina. Îmi permiți să vă spun o întrebare? Eu sunt reprezentantul Serenei Fedolina.
Părerea noastră a și ce de reprezentat? Președinte, locuitor? Nu. Domnul consilier, încă mi-am dat cuvântul domnului Soleanu, da? Da. Este un demers către primăria orașului Florești, Consiliului Orașănesc, orașului Florești, de la Osoianu Tudor. Miriam. Osoianu Tudor, director SNL Fiatorina. Oroșan. Cerere. La ședința următoare, unde se va discuta întrebarea cu privire la regimul non-stop de activitatea barului Fiatorina din orașul Florești, solicit acordat timp pentru a lua cuvântul reprezentantului meu, Osoianul Ilia. Demersul este înregistrat pe data de 2 iulie 2012, în primărie orașului Florești. După regulamentul primăriei, după regulamentul Consiliului Local, care noi acum toți membrii Consiliului, noi suntem în drept ca să-i dăm cuvântul domnului. Da, domnul Sfânt, dar înainte am o întrebare, domnul Turist. Vreți, vă rog, în perioada de jumătate de an, câteva, cum v-ați referit, au fost într-un meeting care v-a deși de ce număr mare, în modul excepționare, Aici în proiect de decizie scrie se retrage activitatea în regim non-stop. Dar dumneavoastră solicită, stabilindu-i un grafic de lucru mai redus. Ce aveți dumneavoastră în idee? Uitați-vă în demersul. Ce înseamnă mai redus? Dar nu solicitați că retrage activității non-stop. Acolo de activitatea se reneuiza, dar v-am uitat. Cum? Se reduc orele de activitate, v-am uitat. Până la cât? În orele 10-11, 22-23. Noi avem două regimuri, non-stop și obișnuiești. Noi avem 30 sau 50. De rog, spui mai redus, ce s-ar fi? Poate acolo nu înțeles, dar domnul spune trebuie. Noi avem două, avem non-stop și avem 23. De atâta mai moice, nu punem la... Dar trebuie, dumneavoastră scriu, mai redus, ce s-ar fi? Aveți întrebări, cred domnul. Nu. Mulțumesc, stimați consilieri. După cum vedem, demersul Comisariatului de Poliție Părești, lucrul sunt obice, a confirmat că anume Sergia Fiatorina se face vinovată de încălzările care au loc în preajma bară. Vă rog, domnule, domnilor consilier, noi n-am... Eu s-o pot până la 5 minute. Da, așa, e cam de unul. Strus și vorbă, votăm, 5 minute. Vă mulțumesc, până din tot timpul. Deci, demersul comisarului este declarativ. Nu conțin probe, ci confirmă vinovăția Sergei Fiatorina. Ați auzit răspunsul procuratorului poliției că Sergei Fiatorina, ca persoană juridică, nu a fost întocmite careva procese verbale, nu a fost trasă răspundere administrativă sau penală pentru scrite încălcări. Regimul de lucru este regimul de lucru. SRD activează în baza legii, activează regim normal, infracțiuni sunt în întreaga Republică, precum și în raionul Florești. De legat infracțiune sau contravențiile cu activitatea barului. Activitatea barului este legală. Mai mult ca atât. Deci este regulamentul cu privire la eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale și prestarea serviciilor sociale pe teritoriul orașului Florești. Este un regulament intern care l-a ridicat de siteul internet, siteul Consiliului Orașenesc Părești. El conține
stimați consilieri, la punctul 7.2, conține așa o propoziție. Funcționarii primăriei au dreptul să efectueze controle rutinate în următoarele cazuri și se descrie cazurile. Mai departe, încălcările de citat de urmă control se fixează în actul de control, care se întocmește în două exemplare. Unul pentru a fi emanat titularul autorizației și altul pentru a fi păstrat la primărie. Mai departe, punctul următor. În cazul în care s-au depistat încălcări ale condițiilor de funcționare specificate în autorizații, organele competente ale primăriei, în termen de 15 zile lucrătoare, de la data întocmirii actului de control, într-un nemț într-o ședință cu participarea titularului autorizației, informat prealabil despre convocarea Consiliului Titular Urbanistic, Orășinesc, la ședința Consiliului Titular Urbanistic, Orășinesc, se adoptă decizie privind termenul de înlăturare a încălcărilor. Deci se acordă termen pentru a se înlătura încălcările. Care încălcări pot fi? Muzica tare. Care încălcări pot fi? Încălcări altele nu mai sunat la comisie decât muzica tare. Pe muzica tare este încălcare prevăzută de codul contravențional. Colaboratorul de poliție în niciun caz nu are întocmit proces verbal că s-a încălcat ordine publică prin că s-au fost derajați de locatare, de muzica tare. Deci declarative sunt aceste afirmații. Cea poliție și a consilierul care a spus că muzica tare, asta unica de deși cei derajează, sunt plângeri din partea locatarului. Altceva deranj nu e din partea Sirelei Fedorina. Ba mai mult ca atât, Sirelei Fedorina a contribuit la descoperirea infracțiunilor, contravențiilor, a prezentat materiale video, probe, care le are instalate în ICETA barului, este verificată, deci orice consilier are acces la această informație. Orice colaborator de poliție, de câte ori domnul comisar s-a adresat cu solicitare de a se prezenta proba video, i s-a prezentat. În urma probei video Sirelei Fedorina s-a descoperit infracțiunea, profanarea mormintelor eroilor apenești. Domnul Bizuțchi a venit, a solicitat informații, în 5 minute informația a fost descoperită. Și a fost prezentată la Ministerul Afacerilor Interne, Comisariatul de Poliție, dar lucrează, este descoperită infracțiunea. Deci avem, la ședința anterioară s-a pus unica întrebare. De instalat camere video. S-a instalat camere video, altul încălcări nu. De ce se pune întrebarea de retragere a autorizației de funcționare de genul nostru, dacă nu sunt probe în acest sens? Iar primăria, v-am citit prevederile regulamentului, este în drept de a efectua controle, de a invita pe dumneavoastră, de a înlătura încălcările, dacă sunt depistate aceste încălcări, și atunci știi cu ce de retras autorizația sau nu de retras. Nu are nicio încălcare. Depozite plătite la timp, în bugetul local plătit la timp, deci toate prevederile legislative sunt respectate. Eu nu știu de ce formal. De când colaboratorii de poliție, poliția devine un organ represiv permanent, depresare a persoanelor private. Dați-le voie să dezvolte și să lucreze limita legii. Poliția trebuie să răspundă de ordine publică, să facă profilaxie, dar nu să se amestece în treburile private ale altor persoane. Vă mulțumesc. Vreau să întrebă, Poftim. Ce întrebări sunt la consiliere? Ce întrebări, de voi? O bună evidență. Părăteți de aici. A, poftim. Stimați consiliere, că până la faptul că întrebarea ține o atracție regională, dar nu în mod indiferent cum se hotărăște întrebările aici. Și vreau să mai spun de punct de vedere că domnul întrebări are dreptate în regulamentul privire la atribuirea non-stopului și tot regulamentul ăsta privește și retragerea non-stopului. Părerea mea că în prealabil, până a fost decizia luată de către Consiliul că se atribuie non-stopul, a fost examinată de către un Consiliu coordonator care prevede membrii din organele descentralizate din teritoriu. Părerea mea că la retragere trebuie să fie plătit așa o decizie și ca anex la decizie trebuie să fie niște proces verbal de constatare contravenției din partea agentului economic. De exemplu, mare de ce acolo, nu are apă acolo, sau alte încălcări care într-adevăr le comite agentul economic. Și în bază la demersul poliției nu putem noi să, adică nu poate Consiliul să retragă, pentru că agentul economic se adresează instanța judecată și astfel câștige. Părerea mea că ar fi bine ca poate fi pus de amânat întrebare, de suspendat întrebare cu privire la demersul poliției, depus niște restricții agentului economic să se vândă, de exemplu, băuturile alcoolice până o oră corespunzătoare. Și în cazul când a se vândă băuturile timp de noapte, poliția să întocmească un proces verbal de pe agentul economic de constatare contravenției pentru acest fapt, atunci a se servească temele de retragere. Dar aici e clar că
comisiile care au fost, au avut tot ieși a la tăiere. E clar că aici merge o luptă între agent economic și organul de poliție și consiliul trebuie să fie și comitia la gestoții de murdărie asta și să vă spun legal. Noi aici vorbim două lucruri. Procedura despre care mi s-a vorbit nouă domnul reprezentant și domnul Păciuc, aici spune acum, se referă la retragerea autorizației de funcționare. Noi nu retragem la Sârlău, dar autorizații de funcționare. Eu cum a lucrat, așa și se activează mai departe. Noi pur și simplu îi schimbăm regim de lucru. Regim de lucru, un regim non-stop postabilit Consiliu și tot Consiliu are voie să-l tragă înapoi. Ceea ce mi s-a spus nouă și de juristul primării. Nu trebuie să-mi propunem aici două lucruri. Tragem bine? Da, da. Corect, mie, că dacă se vede. Nu, vreme ți-o dat. Nu, 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 tragem linie. Da. Cine este pentru, pentru retragerea activității în regim non-stop, după cum e indecis? Era propunerea comisiei. Da. Și propunerea comisiei, după ce? Întâi propunerea comisiei de modificat. E propunerea comisiei. Dacă se poate, doamna. Comisiei cu ordine public și drept se modifică anunț proiectul de decizie cu privire la retragerea autorizației de funcționare în regim non-stop a societății cu răspundere limitată Hidroina. În anunț cu privire la retragerea autorizației în regim non-stop. Deci se adaugă autorizația. Nu autorizație. Autorizația mai autorizația nu nu schimbăm regimul de funcționare. Activitatea de regim. Cum a fost din ei? Înțeles? Domn consilier, înțeles? Cine pentru? Vă rog, votați. Pentru propunerea doamnei domnul Diniz. Nu, dumneavoastră a spus că la retragerea regimul. Noi acum avem propunerea comisiei. De nu-i corect. Ceea ce propune comisie e cu ori și trebuie, da? Care e regimul? Regimul nu stupă a barurilor, dar nu a serviciu. Dacă noi, să mă înțelegeți drept, noi nu avem cum. Noi retragem taxa aia. Nu retragem nici autorizația, noi modificăm regim de lucru. Dar ei propună retrage autorizația. Deci nu puneți propunerea lor la noi. Să spunem dacă am trebuie. Trebuie specificat. Pune-mi, dar poate propunerea comisiei pentru etică și drept cum sună, cum dumneavoastră. Retragerea autorizației. Da, așa o. Dar noi nu avem voie așa. Eu propus așa. Poftim, domnule Băcea. Dar nu avem, nu, nu e. De autorizație nu poate să meargă vorba. În primul rând, de autorizația de funcționare este dată în baza legii. Acum, legea 231, care a intrat în vigoare în mai 2010, prevede că autorizația de funcționare numai pe instanța adjudicată. Consiliul, făcând monitorizare, și aici n-am nimic absolut deloc în întrebarea asta care discută azi cu autorizația. Astea sunt întrebări diferite și ele nu se suprapun. Problema între și e că sunt niște încălcări, sunt niște lucruri care se întâmplă în barul Feodolina. Și nu numai în Feodolina, dar și în alte bar. Consiliul, prin decizia lui, de regimul ăsta non-stop, sau retrage și îl pune în regim normal de funcționare. Asta nu e autorizație. Cum purtați autorizație? Că, pentru că în judecată aici noțiunile astea pe urmă să fie clarificate. Fost de regim, asta e curat atribuțiile Consiliului. De atât Consiliul hotărăște. Am înțeles. Și formularea asta trebuie să fie schimbarea regimului funcționare. Da. Eu supun că întrebarea și propunerea doamnei președinte a Comisiei de Drept și de
Și nu trebuie pus la obice. Pentru că domnul a spus că este lege. Deci noi legea oficial municipalitate. Punem la vot proiectul de decizie. V-ați înțeles? Da. Cine pentru? Cine s-a obținut? Cât sunteți să socotiți? Doi, da? Trei. Contra. S-a obținut trei. Contra, cât? S-a obținut trei. Patru. Contra. Cât? Patru s-a obținut. Punem la vot încă o dată. Eu vă rog, socotiți. Parcă am votat și pământ. Cine e pentru decizia care o aveți dumneavoastră toți înainte? Cine e pentru? Câți sunt? Socotiți, vă rog. 10 la mine. 6. 16. Cine e împotrivă? 3. Cine s-a obținut? 1. Nu ies. Nu ies, 16 cu 3, 19 cu 1. Dar cine nu vreau de-am ce? Eu am votat pe unul. Nu, dar cine nu vreau de-am ce? Pe ce de-am ce? Aia, nu v-ați făcut din 2. Dar cu 22. 22 în sală. În sală 22. Mai punem încă o dată la vot. Cine e pentru? Socotiți, sculați-vă în cișare, socotiți. E greu să vă. 11. Cine punte să faci? 12. 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 12